O furtună puternică însoțită de rafale de vânt de 100 de kilometri pe oră a lăsat aproape jumătate de milion de canadieni în beznă. Unii dintre ei au și filmat cum au luat foc cablurile de înaltă tensiune. Mingea de foc a trecut la doar câțiva centimetri de casele oamenilor dintr-un orășel de lângă Montreal.